Duminică 24 noiembrie, românii vor merge la vot pentru a desemna următorul președinte al României. În turul 2 al alegerilor prezidențiale au intrat candidații Klaus Iohannis din partea PNL și Viorica Dăncilă din partea PSD. Joi 21 noiembrie 2019, la sediul prefecturii Călăraș a avut loc videoconferința cu ministrul de interne Marcel Vela pentru pregătirea alegerilor prezidențiale. Cu această ocazie, ministrul Vela a ținut să-l felicite public pe George Iacob, prefectul județului Călăraș, și toate autoritățile implicate în buna derulare a alegerilor prezidențiale din primul tur. La nivelul județului nostru, nu s-a înregistrat niciun incident în primul tur al alegerilor prezidențiale. Vă reamintim că în data de 10 noiembrie, la nivelul județului Călăraș au fost deschise 235 de secții de votare, iar din totalul de 249.162 de persoane înscrise pe listele electorale permanente, s-au prezentat la vot doar 110.930 de persoane, înregistrându-se astfel o prezență la urne de 44,50%. Voturi valabile exprimate au fost 108.365. Vreau să vă spun și dumneavoastră colegilor din țară și presei că în turul întâi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit cu toate forțele pentru a acoperi la nivelul țării acele locații unde au fost întreruperi de energie. Am asigurat generatoare prin ISU local, și procesul electoral s-a derulat în cele mai bune condiții până furnizorul de energie electric a rezolvat problema avariilor respective. Cu siguranță în turul 2 vom înregistra asemenea situații neplăcute, având în vedere că se strică vremea și atunci și prefecturile și ISU-ul trebuie să fie cu toții pregătiți, astfel încât să intervenim în mod operativ pentru a nu fi perturbat procesul electoral. Județul Călăraș. Bună ziua, domnule ministru, vă spun de la Călăraș împreună cu întreaga echipă. În legătură cu programul alegerilor, suntem în plin grafic, respectăm în tocmai calendarul aprobat și dispozițiile pe care dumneavoastră ni le-ați trasat. În județul Călăraș, structurile Ministerului Afacerilor Interne acționează în sistem integrat și trebuie să le mulțumim colegilor de la Serviciul de Telecomunicații Speciale și Autorității Electorale Permanente pentru promptitudine cu care ne-au ajutat în rezolvarea problemelor. Cu siguranță vom face același lucru și pentru turul 2. Suntem pregătiți să rezolvăm orice problemă pentru că suntem în dispozitiv 24 de ore din 24. Sub îndrumarea Ministerului Afacerilor Interne, în primul tur am obținut 0 incidente electorale, ceea ce ne dorim să încheiem și în al doilea tur. Este ușor să respecti prevederile și instrucțiunile care ne sunt adresate de la cer. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Vă mulțumim pentru urare, vă doresc o zi bună și în cazul acesta trebuie să felicităm prefectul, inspectorul șef, ceilalți șefi de arme și, evident, colaboratorii din prefectură pentru această performanță. Felicitări și mult succes și în turul 2. Apreciem acest lucru și, în mod public, vă felicit aici de față cu toți colegii din țară. Vă mulțumesc!